Dar ne-am primit un meci de anul ăsta, cum a fost, cum ai auzit pe băieți? Da, normal, am ținut foarte mult să închidem săptămâna asta foarte grea cu un joc. N-am reușit încă să facem specific decât foarte puțin. Suntem într-o perioadă de reacomodare. Avem foarte mult de recuperat din punct de vedere fizic, pentru că avem de recuperat. M-a interesat foarte mult ca fiecare jucător să joace 45 de minute sau unii 30. Ca și efort, ca și implicare, sunt foarte mulțumit. În momentul ăsta sunt foarte obosit, trebuie să începem să intrăm în specific. Un joc bun împotriva unei echipe tinere care alergă foarte mult, care foarte motivată și un adversar bun pentru genul ăsta de joc. Dialo și Blănarul n-au jucat deloc. N-au jucat, pentru că nu vreau să riz nimic. Blănarul vine după 2 luni jumate de pauză. Dialo n-am vrut să riz. Lascu, la fel, simt o jenă. Am vrut și pe Lazar să-l menajez, dar ținut el să joace. Am spus-o, pentru perioada asta, important este jucătorii sănătoși, mai important decât să joci și 45 de minute. Probulescu, prima epiză, Dobre, a intrat. Am spus, Dobre, Părbulescu îl cunosc, e și un brașovean și îmi place să, mereu pe unde am fost, să pot să joc cu jucătorii care merită ai locului, nu o nebunie să promovezi doar de dragul de a promova, ca să mulțumesc lumea, ei merită să joace la Brașov, că aici vorbesc despre Taru, vorbesc de Părbulescu, mă bucur că s-a întors, sper să aibă evoluții mai bune decât a avut-o la Buzău în ultima parte a sezonului. Dobre este un portar care în ultimii 2 ani a stagnat, chiar s-a dus în jos, pentru că cred că transferul ăla la Clinceni i-a făcut foarte mult rău, pentru că îl cunosc pe Dobre de foarte mult timp. Este un portar care promitea foarte mult într-un timp și îi ofer șansa să revină prin plan sau măcar să-l duc într-o formă cât de cât bună. Moro pleacă? Nicu, repetă, e într-adevăr are o ofertă clară de la Liga 1, vom vedea zilele următoare. Este o șansă foarte mare pentru el, dar important este să ne găsim portar. Dacă pleacă Nicu, pleacă doar împrumut pentru a fi un jucător de valoare. Mă bucur foarte mult pentru că el acum un an jucat Liga 3. Este un portar cu un băiat foarte serios. Sper să reușească. Dar nu e un capăt de țară. El este în momentul ăsta portarul numărul la noi. Vom vedea ce va fi zilele următoare. Și de transferă mai dorești? Nu, s-a închis perioada cu aducerea celor 4-5. Dacă mai apare un jucător care pe parcurs, normal că îi facem loc. Încercăm să și echilibrăm bugetul, să nu-l rupem. În momentul ăsta nu s-a cheltuit absolut nimic în plus. Cred că chiar minus. Sperăm să reziliem cu Bombo și cu Iovanovici, sunt jucătorile pe care nu mă mai bazez și cam asta e. Mulțumim!